Bine ați revenit, tovarăși și tovarășe! Suntem cu toții în anul 2020, un an în care sper să fim mai solidari unii cu alții și în care încercăm să ne ajutăm reciproc atunci când avem câte o chestie. Dacă tot mi-am asumat rolul ăsta de vlogging, am zis că să fac un Q&A în care v-am întrebat pe Instagram și pe Facebook dacă aveți curiozități legate de mine sau de canalul ăsta. Și toată lumea a fost super drăguță și mi-a trimis aceste întrebări la care eu am să răspund imediat. Am să le răspund celor 10 prieteni care mă urmăresc aici și care au un loc special în inima mea, pentru că îmi comentează mereu la video-uri și mă susțin. Așa că video-ul ăsta e pentru voi. Și am să preiau toate întrebările și am să le transform ca o zână ce sunt și o să fie aici. Aici sunt întrebările voastre pe care le-am preluat și unele sunt de pe Instagram și altele de pe Facebook și am să le iau rând pe rând și să le amestec. Și ok, prima întrebare pe care o extrag este asta. Să vedem. Pentru că sunt o antropologă grijulie, am să blurez numele oamenilor care mi-au dat întrebări, pentru că nu vreau să-i expun sau nu știu. Poate la următorul video să fac asta, dar momentan am să cenzurez numele. Și întrebările care par mai cu mai puțină vizibilitate, mai transparente, sunt pentru că pe Instagram am răspuns într-o oarecare măsură cu imagini sau ceva și am făcut screen abia după ce am răspuns și aia deja însemna că am răspuns cumva la întrebare și no, stupid. Care ar fi un buget aproximativ pentru alimente cumpărate într-o săptămână / lună? Well, eu mănânc destul de multe legume și îmi iau destul de rar chestii foarte fancy și cred că cea mai recentă... Am fost recent la cumpărături în decembrie și am dat 1.000.000 pe niște cumpărături în care am dat roșii, castraveți, ceapă, broccoli și mi-am mai luat chestii așa, nu știu, parizer de asta vegan pe bază de mazăre, mi-am mai luat niște cașcaval care e foarte bun vegan de la Simply V. Și ce mi-am mai luat? O costa foarte mult pentru că mi-am luat atunci și budincă și alte lucruri de genul ăsta. Dar legumele le-am folosit aproape o săptămână, să zic, cam așa, adică am mâncat dimineața salate și eu așa mănânc de obicei, un sandwich cu o salată și cam aia. Și în rest mi-am mai gătit din legumele alea, adică mai făceam câte, nu știu, o ciorbă sau legume la tigaie. Următoarea întrebare. Paste cu usturoi, broccoli și gorgonzola sau cu ceapă verde și spanac și telemea ușor de fărămițat? Ambele, dacă le faci vegane. Deja mă simt super importantă. Dacă ar trebui să mănânci același preparat în fiecare zi pentru restul vieții, care ar fi acela? Uf. I don't know. Good question. Cred că aș mânca orice, adică sunt destul de pofticioasă și mănânc mai tot, cam orice, cred că. Orice e gătit de madre e super bun. Dar ca să-ți răspund la întrebare... Lasagna, cred. Cred că aș putea să mănânc lasagna și nu m-aș sătura. Sau ceva pireu cu... ceva legume, tocănițe lângă și ăsta și castraveți, cred că aș mânca tot timpul, fără să mă satur, efectiv. De unde ți-ai cheap vegan samples? Also love. Oh, love back. Adică nu prea mi-au foarte multe chestii fancy, mi-au doar de-astea, mai mi-au din când în când fasole și alte chestii. Care să mai fac? Mi-am luat astăzi, de exemplu, semințe de chia cu 5 lei de la farmacie, că oricum dieta mea e destul de groaznică și trebuie să am grijă. Dar
răspunsul să fie lazy, adică de obicei îmi iau de aici, de lângă, din Oșan, tot felul de lucruri. Am găsit acum câteva zile cârnați vegani și erau buni. Și parizerul e mega bun, care e 5 lei. Dar în rest, Lidl, cred că. Cam astea. Adică la magazinele de astea, la chioșcuri, cred că e greu să găsești. Doar dacă vrei roșii, portocale, genul ăsta, găsești. Cum faci când ești în oraș? Se face ultra giga foame și simți nevoia de mâncare mai consistentă. Nu gen fruct sau legumă. Îți iei mereu ceva cu tine la pachet? De ce urlă cineva pe hall? Depinde foarte tare, pentru că de obicei mi-am format programul așa, cel puțin cu cursurile și facultatea, în care dimineața mănânc mai consistent și după aia plec și abia vin seara sau în genul ăsta mai pe după masă acasă. Și atunci tot timpul am, nu știu, niște Oreo, ca un fel de snack-uri de urgență, uneori banane. Dar astea mănânc pentru că urmează ca într-o oră să mă duc undeva și să mănânc mai consistent. Și ca să nu leșim pe drum. Poate ar trebui să fac asta, să-mi iau la pachet legume sau mâncare, dar din păcate sunt destul de... nu prea am grijă de mine și ar trebui să fac asta. Cam asta. A, și acum, recent, de când am început să am grijă mai tare de mine, am nuci, care sunt foarte bune și te și hidratează, te și hrănește și e super bune. Deci nuci, dacă e ceva... Opa! A, ok, asta e întrebarea existențială. Care a fost cea mai grea parte din prepul psihic pentru vlogging? Cum ai depășit barierele astea? Expunerea în fața unui public poate fi apăsător. Întreb pentru că lucrez la ceva proiect myself și de mâine ar trebui să lansez primul episod. Yay. Da, îți răspund din păcate destul de târziu, dar sper să fie de ajutor. Depinde foarte tare. Adică aveam tot timpul în gând că aș vrea să deschid un canal de YouTube, dar niciodată nu am crezut că o să produc conținut sau că sunt destul de bună încât să am un canal propriu. Până într-o seară când o prietenă mi-a zis la bere că, bă, you're funny, fă-ți un canal de YouTube, și am zis ok, sure. Și primul episod a fost, efectiv, am deschis camera, am dat record și... cum am zis și în primul episod, nu am avut prea multe așteptări, pur și simplu am dat drumul, am zis că vreau să gătesc și m-am filmat. Și aia a fost destul de ușor. Dar, de exemplu, te ajută dacă ai emoții sau astea, să-ți faci un fel de... să-ți faci un document cu notițe în care îți scrii un scenariu cam ce urmează să spui. De exemplu, la episodul cu feminismul și veganismul, pentru că ziceam chestii mai teoretice, mi-am structurat așa niște idei și am încercat cumva să le ăsta. Și cred că ajută așa la o coerență, dacă îți faci cât de cât la un moment dat un fișier în care îți pui gândurile, poate te ajută la primele, dar eu zic să, nu știu, să încerci chestia, adică deschizi camera și încerci să fii tu, ca și cum ai... Eu cumva asta mă liniștesc că am impresia că, nu știu, acum, de exemplu, stau de vorbă cu cineva în fața mea undeva la... suntem la o masă și vorbesc cu un prieten sau o prietenă și e ca și cum îi povestesc cum mi-a fost ziua și încerc să fiu cât mai acolo, cât mai umană. Și uneori îmi iese, uneori scringy, I don't know. Dar la episodul, de exemplu, cu anxietatea, în care am vorbit despre ce trec în fiecare zi, a fost destul de consuming, adică am făcut foarte multe take-uri și le tot ștergeam pentru că mi se părea că nu, not gonna do that. Până când am lăsat un minut să meargă camera în care mă tot încurajam singură și... da, a fost super obositor.
după ce am înregistrat ăla, efectiv, n-am mai putut în ziua aia să fac mai nimica. Am făcut, cred că, un duș și cam atât. Am avut noroc că materialul era filmat în altă zi, ăla cu mâncarea caldă de suflet și eu tăind cartofi și alte chestii. Dar da, eu zic să do it și multă încredere în tine. Da, nu trebuie să lași monopolul YouTube-ului să fie pentru persoane care deja au foarte multe vizualizări, adică canalele mici sunt binevenite și dacă asta urmărești, cu siguranță o să ai oameni care te susțin. Îți mai place înghețata verde? Întrebarea asta e de la o vecină, pentru că, da, e foarte, foarte cute, pentru că atunci când, o să explic, când eram mici, în fața blocului, tot timpul ne duceam și ne luam înghețată verde, așa îi ziceam, nici nu știu cum se numește, nici nu știu dacă mai există, dar era cu o formă de asta și era albă și cu ceva fistic, cred că, și nu știu cum se numea, dar tot timpul ne duceam la Riva sau la magazinul din stație și ziceam că mai aveți înghețată verde. Și era foarte cute. N-am mai mâncat de mult, sincer. Dar aș încerca, dacă găsesc într-o altă variantă de post, aș încerca. Dar n-am mai mâncat de ani de zile. Mulțumesc de întrebare. Ok, următoarea întrebare. Cum vezi tu relația dintre feminism, rasism și veganism? Întrebări foarte bune. Pentru mine, văd aceste, să zic, cauze legate. Pentru că, nu știu, dacă vrei să ai... dacă ești feministă stângistă, intersecțională, cred că e important să ai în vedere mai multe componente și nu doar o anumită cauză, să militezi doar pentru, nu știu, egalitate sau tot felul, ci să te uiți la, la exploatare sau la relațiile astea de, în care există raportul de putere, în care cineva este oprimat și cineva exploatează. Și atunci, de exemplu, cauzele pe care le-ai menționat, eu cred că se leagă foarte tare pentru că cumva încearcă să se deprindă de această logică în care cineva are control asupra altcuiva sau cineva exercită puterea asupra altuia și încearcă să oprime. În cazul feminismului e vorba despre a încerca să disrupe această logică patriarhală în care trăim. În logica asta a rasismului încerci cumva să combați inegalitățile structurale care există deja și să nu mai abuzezi de privilegiul tău de alb. Și în veganism e pentru că încerci să nu contribui la exploatarea animalelor și în special la partea asta de specism în care unele animale îți sunt tovarășe și alte animale îți sunt efectiv mâncare. Și cred că în toate aceste trei cauze, de exemplu, capitalismul obiectifică foarte tare aceste corpuri și le transformă în comodități. Și da, cred în schimbări de astea structurale, politice, dar cred și că dacă cred și eu în luptele astea mici în care încerci să le revendici. Odată ce ai aflat anumite istorii complicate în aceste procese, eu nu pot să mai contribui la anumite sisteme de oprimare, să reproduc tot status quo-ul, pentru că așa am fost învățată. Adică, odată ce afli despre aceste cauze, eu zic că avem o responsabilitate să acționăm politic. Sper că am răspuns. Ok, deja devin prea filozofă. How are you so fabulously glittery? Thank you. Oh, nu știu, m-am trezit într-o dimineață și efectiv scripeam. Și cred că m-am transformat în zână. Nu, glumesc, mulțumesc. Ți-ar plăcea să gătești felul de mâncare preferat din copilărie? Da, poate fac la următorul video. Chiar mi-ar plăcea să fac asta. Ce fel de pretenții ai de la tine în 2020? Nu am.
Nu știu. Personal, sper să devin din ce în ce mai radicală. Mai radicală și mai implicată în luptele în care cred că trebuie să ne implicăm. Pe de altă parte, sper să am mai multă grijă de sănătatea mea mentală și să nu mai gândesc fiecare detaliu și să mă gândesc că o interacțiune merge prost pentru că eu sunt de vină. Și atunci am să încerc să fiu mai blândă cu mine însămi. Sper să îmi termin disertația cu bine și să nu se mai întâmple atâtea lucruri oribile, pentru că deja a început prost anul. Sper să meargă lucrurile și să cadă capitalismul. Sincer nu gătesc, dar îmi place să te primesc gătind. You're sweet. Mă bucur că măcar ești aici. Unde sau când te simți cel mai în siguranță? O întrebare foarte cute. Unde? Eu ar zice că sunt mai multe locuri pe care le numesc acasă. Acasă în Valea Jiului, cu ai mei, mă simt bine. Când pot să stau și să glumesc cu ei, când pot să stau la o cafea și să ne simțim foarte bine. Mă simt bine acasă în Cluj, la cămin. Nu știu, în ultima perioadă mă simt destul de bine cam oriunde, pentru că mă simt mai bine eu cu mine însămi și atunci cred că asta e un proces destul de bun. Când mă simt bine și în siguranță, mă simt bine când sunt conjurată de feministe, pentru că știu că dacă o să fiu un pairing de dans, nu o să mă hărțuiască nimeni. Mă simt bine când când pot să am o conversație super sinceră cu cineva. Dimineața pe la 6 dimineața în bucătărie. Mă simt foarte bine când când mă duc la facultate, also iară unde și când mă simt bine la facultate, pentru că simt că e un mediu foarte bun în care sunt persoane care îmi sunt dragi acolo și cu care pot să dialoghez foarte ok. Și pentru că persoana care mi-a scris e foarte drăguță, mă simt bine când îmi dai înghețată vegană. Asta e un gif de la cineva care a pus number one, how dare you? Watch me. De când te-ai apucat de gătit? Da, nu știu. Am cam gătit aproape tot timpul, nu chiar. Dar să zic așa, un moment în clasa 12-a, cred, când deja începeam să cresc și să fiu om aproape adult, și atunci mai făceam tot felul de salate de astea. Atunci îmi făceam cu ton, pentru că încă mâncam carne acasă. Făceam dimineața, da, cu ton, porumb, salată și roșii, sherry, excelent era. Și cred că cu încă ceva lângă, dar da, de atunci am început. Oh God, cineva cântă acum, nu. Dar mai serios de gătit, m-am apucat de când sunt în Cluj și am mai mult control asupra mâncării. Adică de când am plecat la facultate, basically. De atunci am început să-mi gătesc, pentru că... nu știu, am început, cred că mai serios, mai găteam în anul întâi, dar mai degrabă eram pe fugă, efectiv. Dimineața mă trezeam, mâncam omletă, îmi făceam cu tot așa ceva lângă. Și apoi mai mâncam prin oraș. Dar din anul 2 am început mai serios să gătesc. Am mai încercat rețete și chestii. Și apoi din anul 2 am devenit vegetariană și atunci a fost mai mare interesul, pentru că voiam să văd ce pot să mănânc care să nu conțină carne sau așa. Și tot așa, din încercări am început să-mi fac obiceiul ăsta. Și cel puțin, cred că cel mai mult mi-am gătit în anul întâi de master, pentru că am avut mai mult timp. Anul 3 a fost destul de haotic, dar la master am început să... Da, veneam acasă, găteam tot timpul și era chiar foarte nice. Mâncărurile tale preferate? Cam orice. Cam orice intră în dieta vegană, pot să mănânc absolut orice. Îmi place foarte mult să am, de exemplu, pireu sau ceva cartofi cu tocăniță de legume și cu un pic de soia.
Face madre foarte bun și cu castraveți murați sau ceva murături. Asta. Și mai place iară, am mâncat acum recent la o prietenă, au făcut praz cu ciuperci puse la tigaie și apoi sos de roșii. Și după care au făcut o salată mare cu salată, ceva fasole, semințe de astea de chia, semințe de nu știu care, tot felul de foarte bune. Și ceva cartofi dulce făcut la cuptor. A fost genial. Carbonara cu sau fără smântână? Cu smântână vegetală și fără carne? Canalul tău de YouTube va fi exclusiv numai despre gătit? Bună întrebare. Eu zic că nu. Încă nu știu ce parcurs o să am, dar vreau să mai încerc lucruri. Dacă se mută progresiv spre altă chestie în care, nu știu, în care o să fiu mai teoretică sau așa și lumea mă urmărește, eu zic că da, o să schimb. Adică nu, da, o să fie diferit, dar nu, nu o să fie doar despre mâncare. De unde îți cumperi legumele și alte produse vegane? Numește câteva alternative la supermarketurile... Numește câteva alternative la supermarketurile existente care au monopol în Cluj. În weekend, de exemplu, îmi place să merg la piață și aș vrea să merg mai des, dar din păcate nu prea am timp cu programul actual și atunci sunt destul de lazy și încerc să-mi iau din apropiere. Dacă vreau roșii sau chestii basic, pot să mă duc la chioșcul din fața căminului. Dar dacă vreau chestii un pic mai fancy, o să apelez la Auchan, care na, are monopol și de acolo mai iau chestii. Sau mi-am mai luat de la Lidl, cred că, sau Kaufland. Da. Adică, ca idee, poți să mănânci vegan foarte ușor, dacă urmărești chestii de astea esențiale, în care mănânci, nu știu, linte cu ciuperci sau chestii, aia e foarte ok și la buget. Dacă vrei să-ți găsești, nu știu, iaurt sau maioneză vegană sau tot felul de astea, poți să găsești la de-astea, lanțurile de hipermarket, oriunde. De-aia zic, depinde foarte tare ce vrei tu să mănânci și cât ești dispus să dai. Pentru că o dietă vegană echilibrată nu e foarte, nu e bougie pe cât se așteaptă lumea. E bougie dacă ți iei tot felul de alternative de astea. Chiar și mișcarea asta a veganismului a fost apropiată și cumva nu ăsta e scopul, să creezi mai mult profit și mai multe produse pentru că există cerere. Nici măcar nu există cerere, ci doar oamenii sunt interesați să le crească profitul și atunci sunt sensibili la alte targeturi. Dar dacă vrei să mănânci o dietă ok, poți să găsești absolut oriunde, chiar și la chioșcul de vis-a-vis, găsești niște roșii și niște fasole și niște linte, praz și cred că dacă iei foarte multe legume și încerci tot felul de chestii cum fac eu, sigur îți iese ceva consistent și bun. Trebuie doar să fii atent, să-ți iei toate nutrițiile și toate valorile, pentru că altfel o să vină, dacă nu o faci tu, o să o facă prietenii tăi și părinții tăi, care o să te întrebe de unde ți-e proteina, de unde ți-e toate lucrurile. Atunci, ca să eviți astea și ne apropiem de final, pentru că se pare că acest Q&A devine ce în ce mai lung. Mai lung ca un episod al meu. Da, deci asta era întrebarea ta. De fapt, mai sunt două. Ți-ar plăcea să faci videouri despre lucruri care se întâmplă în lume și să-ți exprimi opinia sau părerea? Băi, da, aș vrea. Adică ar trebui, doar că, na, ce se întâmplă în lume acum e foarte trist, adică, na, asistăm la incendiile care au avut loc în Australia, toate animalele care au murit,
oamenii indigeni care tot așa suferă din cauza acestor incendii. În Indonezia au avut loc niște inundații în Jakarta. În Peru a fost ceva cu tremur recent. Toată situația cu Iran și cu Statele Unite, toată tensiunea, avionul care a... a căzut. Sunt toate niște știri așa foarte consuming și deprimante și fiecare lucru pe care îl citesc e din ce în ce mai depressing și abia suntem la începutul anului, deci s-ar putea să fie din ce în ce mai rău. Da, poate o să creez un video în care vorbesc mai pe larg, dar momentan e super trist ce se întâmplă și sper să nu mai se întâmple așa lucruri. Sau măcar dacă e să ardă ceva, măcar să ardă capitalismul. Și ultima întrebare. Ultima întrebare de la voi este... ce părere ai despre chestiile care s-au inventat și au gust super asemănător cu carnea, de exemplu Beyond Meat? Îți plac ție personal? Am auzit de produsele astea, nu le-am încercat. Sincer, până acum n-am avut ocazia. Mă cam sperie că e așa aproape de carne, pentru că tot idealul e să nu mai să nu te apropii de spectrul ăla, dar poate doar e o panicată și nu știu prea multe. Dar din câte am citit, pare o idee bună să faci aceste alternative plant-based și așa. Cât timp nu există, nu știu, animăluțe care să fie exploatate sau așa mai departe, sure, cred că da, nu știu. Dacă nu e foarte scump, poate o să încerc, dar... Da, cred că da, doar sunt un pic panicată. Pare că s-a golit pocalul magic cu întrebări și cred că ne oprim aici, la acest video. Mulțumesc tuturor că urmăriți acest canal și pentru că mă susțineți. Pe data viitoare o să revin cu o nouă rețetă. Ok. That's weird. Ne revedem fiecare miercuri sau joi și aveți grijă de voi. Iară urlă ea pe... Da, era dubiosul ăla.